Bună, bună, ce faceți? Bună. Bine v-am găsit, ora 4. Grig, te joci sau? Da. Ce te jucai? Voiam să instalez FIFA, jur. Acum exact când începe emisiunea. Pe cuvântul meu, să... deci nu, mi-a dat cineva FIFA 18 și... dar știrile, nu? Da, știrile. Da, Tatiana, da, Tatiana, de ce crezi că a venit aici? Vorbim mai târziu despre cât de importantă e FIFA în viața unui cuplu. Da? Da. Dar mai târziu. Da, hai, Tatiana, dă-ne tu știri. Hai. Bun găsit, paguba produsă de Omnia Turism este cea mai mare de după Revoluție, spune ministrul turismului Mircea Titus Dobre. Agenția a vândut pachete de aproximativ 7 milioane și jumătate de euro pentru anul viitor către 8.500 de clienți, iar până la sfârșitul anului trebuia să mai plece în excursii alți peste 200 de turiști, de la care s-au încasat aproape 450.000 de euro. Banii nu mai sunt în conturile turoperatorului, iar patronul agenției s-a sinucis. Acum peste 240 de turiști români așteaptă să revină în țară din Thailanda și Egipt. Ajunși la destinație, oamenii au constatat că nu au unde să stea, cazările nu fusese răplătite. Senatorul PSD Eugen Teodorovici a absolvit un curs al Academiei SRI fără să se prezinte la cursuri. Fostul ministru a făcut declarația aseară într-o emisiune la televiziunea publică. Teodorovici a povestit că a primit diploma acasă. Academia s-a autosesizat și face acum anchetă după declarațiile parlamentarului. În Suceava au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, chiar dacă mai sunt peste două luni până la Crăciun, angajații primăriei montează deja ornamentele stradale. La jumătatea lunii viitoare ar trebui ca luminițele să fie sus pe stâlpi, anunță Digi24. Vor fi aprinse pe data de 28 noiembrie, atunci când va fi sărbătorit și începutul centenarului Marii Uniri. Polonia nu va mai umbla la ceas, ar putea deveni singura țară din Uniunea Europeană care renunță la ora de vară și de iarnă, scrie The Telegraph. Cei care au propus asta susțin că schimbarea orei provoacă probleme de sănătate și afectează economia. Irina Begu s-a calificat în sferturi la Moscova, turneu transmis în direct de Digi Sport 2. Jucătoarea română de tenis a reușit o victorie în două seturi, 6-4, 6-3, în fața letonei Anastasia Sevastova, numărul 21 mondial. Begu a asigurat un cec de aproape 23.000 de dolari și 100 de puncte WTA. Ea va juca în turul al treilea cu australianca Daria Gavrilova sau cu jucătoarea din Belarus, Vera Lapko. Vreme deosebit de cald avem astăzi, cu maxime de până la 29 de grade în dealurile de vest. Acum sunt potrivit ANM, la Brașov 22 de grade, în Ploiești 26, iar în capitală și la Arad avem 28 de grade Celsius. Ești bine cu Pro-FM, Grig și Onuf din alături de noi. Mulțumim, Tatiana! Ești bine până la 7! Astăzi este miercuri, credeam că e joi. No, mai sunt două zile până vine weekendul, Grig, rămâi așa. Și Onuc, la radio ca băieții. Onuc, la Pro FM. Și zice Arilena Ara în albaneză, zice așa: Rish miștej singurist. Ce ai făcut piesa mea de ai tăiat-o așa repede? Adică vine luna noiembrie. Vine luna noiembrie. Asta am vrut să zic, că firar să fie de ce frumos. Dar... în octombrie 28 de grade azi acum, ai zis? La ora asta, acum nu te cred, nu te cred. Deschide aplicația și hai zice. Hai să deschidem aplicația, hai să vedem câte grade sunt. Aplicația să vedem weather. 26 de grade. Marius Onuc de obicei exagerează. Să știți că Marius Onuc este un mare mincinos. E tot timpul exagerează. Orice zice așa exagerează, e. Să nu-l credeți. Uite, mă. Băi, ca să nu zic nu știu cum. E stricată aplicația ta, da, ai făcut ceva. Da. Deci dacă ai zis că eu mint, Grig, și exagerez, Grig e un băiat frumos, deștept și de treabă. Bine, bine că n-ai zis de mine că sunt sexy și am mulți bani. Asta nu cred. Hai, nu, hai pe bună, acum să trecem. Prea... ora asta avem și muzică pentru voi. Smiley cu Guess Who, ce mă fac cu tine de azi. Ce mă fac cu tine de azi. M-am certat cu tine de ieri. Menamore de la Shakira. Există și DJ Khaled cu Rihanna, Wild Thoughts. Și Ed Sheeran vorbește acum despre mine. Perfect, la Pro FM. Ascult Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron. Grig și Onuc la Pro FM. Bun, bun, atent, hai să văd dacă... hai că sunt atent, zi. Și-au revenit ăștia-i mei. Care mă ăștia-i tăi? Ăștia mă, din Narcos. Hai mă, dă-l încolo de Narcos. Au reînviat jucătorii. Noi avem acum o nouă obsesie. Jucăm Narcos pe telefon, da? Da. Dacă ați văzut serialul Narcos, știți și despre ce vorbim, da? Jucăm Narcos pe telefon, ne facem carteluri. Ia uite ce bani. Vindem prafuri, facem bani, tăiem lemne și ne batem cu alți adversari cu alte carteluri, da?
Mamă, deci m-a atacat ăsta, mi-a Hai să ne gândim, uite, de exemplu, Mariusica, ți-ai luat și tu FIFA 18? L-am primit cadou, L-ai primit cadou, ți-ai luat și tu un PS și dai cu stângul dreptul, nu? Mai țin câteva zile FIFA-ul, mă enervez și cred că o să îl dau cadou cuiva. Pentru că, dacă vrei, da. Pentru că, băi, de când îl am, de 2 săptămâni, da, nici din greșeală nu l-am bătut pe niciunul. Eu credeam că nici din greșeală nu ai bătut. Eram, Doamne, dar ce-ai cu... Mai mult decât atât, am jucat cu un băiat online FIFA. Okay. A jucat prima repriză și a doua repriză nu știu ce s-a întâmplat, că n-am mai fost la joystick. Nici așa nu l-am bătut. Da, eu am un prieten care joacă atât de bine că te bate cu monitorul stins. Dacă m-a bătut unul fără să aibă joystick-ul în mână, îți dai seama că... Fii atentă, lucruri ce înseamnă un campionat de FIFA, că se fac și campionate, nu pentru viața de cuplu. Haideți să vă zic, de exemplu, pentru viața de cuplu. Se fac campionate de FIFA? Păi nu știi că se fac, se strâng prieteni, fac campionat, joci pe net, campionate, joci online. Cu iubita, că am vrut să zic cu iubita cui. Ce înseamnă un campionat de FIFA pentru viața de cuplu? Păi așa, un băiat care joacă în deplasare la un prieten îi va spune tot timpul partenerii că meciul a avut prelungiri și penaltiuri și de-aia a ajuns atât de târziu acasă. Fiindcă iubita nu trebuie să știe că victoria se sărbătorește în centru vechi. Așa e. Deci, prelungiri. Băi, n-am avut baby, ce să facem? FIFA poate salva și vieți, să știi. Uite, de exemplu, să zic programul meu de astăzi. Terminăm emisiunea la ora 7. Iubita mea mai trebuie să meargă pe teren să filmeze niște chestii, că e reporter. Da, da, unde e reporter? Se întoarce pe la 11. Unde e, mă, reporter? La Măruță. Se întoarce pe la 11. La Măruță de la ProTV? Da. Serios? Da. Și o văd la televizor pe ea? Sigur că da, da. Dar iubita ta nu e Măruță, nu? Nu e, nu. Ah, ok. Nu, e, îți dai seama că nu e urâtă. Și zic cu iubita ta că... Aoleu! Măruță e în direct, să-l bați. Așa, fii atent. Așa. Și ea se întoarce pe la 11, care e filmare. Ok. Și eu până atunci ce crezi, că fac 4 ore în liniște? FIFA. Aia este. Hai să-ți mai zic, uite, un match de ăsta important este singura perioadă în care bărbatul are voie să vorbească mai mult decât partenera. Da. Și să-și înjure mai mult decât partenera. Eu nu jur, că nu prea mă enervez. Adică eu mă aștept deja să mă bată oricine la FIFA. Uite, meciurile din weekend, da, între prieteni, sunt pe departe cele mai așteptate de bărbați. Nu doar că beau bere și se joacă FIFA, dar nu mai sunt traumatizați de partenerele care zic: hai să vedem și noi un film romantic împreună. Iar în timpul meciului, dă-l încolo, că nu l-am văzut tocmai de aia. Deci, în timpul meciului, da, fiindcă lucrurile sunt atât de importante, bărbații cu adevărat curajoși și își permit aroganța de a să lase colacul ridicat la WC-ul. Ce-am mai zis, eu mă consider norocos. Păi mai, pui FIFA, la noi nu există. Pui pe pauză și trebuie să fugi repede să te întorci. Nu trebuie să te deranjeze. Uite. Zicea, du-mi și mie terogolița, că nu mai am ce. apropo de asta cu filmele romantice, spre deosebire de femei, care vor întotdeauna să se uite împreună cu iubitul la un film, băieții nu insistă niciodată să se uite împreună cu ele la un meci de FIFA. Normal, noi zici, hai să mă vezi cu un joc FIFA. Nu, și mai e încă una pe care m-a zis-o un prieten mare, ăla e că cel mai disperat după FIFA. Știi ce mi-a zis? Ia. S-a jucat zilele trecute FIFA și a venit iubita lui să-i zică: dă mă și mie să joc un meci. La care știi ce i-a zis? Mă, no. Iubita lui, mă mir ce? Că m-a părăsit. I-a zis: auzi, da, tu când speli vasele, vin eu cumva să-ți cer buretele, hai, tai-o de aici. Așa i-a zis. Ci că în timpul unui meci este singurul moment în care un bărbat își permite să nu-i răspundă partenerii la telefon și să nu riște nimic. Mm-hmm. Și încă una, mm-hmm, asta e ultima, când se joacă FIFA, unii bărbați sunt capabili să rostească miraculoasele cuvinte. Dar sunt miraculoase la modul că e curaj, îți pierzi viața, mă, normal. Cum adică? Du-te și cumpără-ți singură, că eu joc FIFA. Aoleo, ce urât. Cum să zici așa ceva? Doamne, de tot același prieten al meu, fanatic, disperat după FIFA, a jucat odată cu echipa națională a României, că poți juca în FIFA cu echipa națională a României. Da, știu. Și când a început imnul României, a zis: iubi, e piesa noastră! Așa disperat a fost. Dar tu știi că, de exemplu, în clasamentul mondial, România, la FIFA, pe calculator, da, se află în primele 5, dacă nu mă înșel, țări. Nu știu, dar joacă bine, că am jucat și eu cu România. Chiar a jucat bine. Nu, România, mă refer România, adică România. Sunt foarte tari. Ca jucători, nu ca așa. Sunt foarte, foarte tari. Apropo de jocuri, stați așa, că noi ne-am apucat și de Narcos pe telefon și vreau să mă apuc de Clash Royale. Da, Clash Royale. Clash Royale, da, nu da, știu da. Ce Întrebarea mea este pentru voi. Voi ce jocuri jucați? Să ne apucăm și noi de ele, să ne încercăm. Aoleo, să vezi dacă nu-mi instalez 10 jocuri până la sfârșitul emisiunii. La 077 100 1872 spuneți-ne
ce jocuri vă jucați? Ce jocuri, da? Niște pe telefon Mic sau... Mic la radio ca băieții. Mic și Onuc, la Pro FM. Ok, am... Bună, am vorbit mai devreme de FIFA și v-am zis că România... FIFA 17, FIFA 18 și v-am zis că România a ajuns la un moment dat pe locul 6, dacă nu mă înșel, la... Dar nu echipa națională a României, ci jucătorii, știi? Jucătorii ăștia care stau în fața calculatoarelor și a PlayStation-ului, la asta te referi, exact, nu? Au dus România în primele 5 din lume. Știi ce ziceau străinii la un moment dat? Comentau pe Twitter, parcă. România, băi, FIFA... Bum, bum. Explicația este că s-a apucat Vlad Țepeș de fotbal. Ai. Sau mai era o explicație. Au venit vampirii. Băi, când intră un jucător român pe teren, intră întotdeauna al 12-lea jucător care se duce la echipa adversă și zice: bă, ce faceți aici? Vă tai mingea. Și aia se sperie și nu mai dau gol. 077-100-1872. Bă, ce jocuri vă jucați? Asta ai vrut să întreb, da, nu? Da, asta sunt curios, ce jocuri gândurile. Joacă lumea. Adventure Capitalist, Hungry Shark, Score Hero, ne scrie cineva mai devreme. Andrada ne scrie că joacă Picnic cu Vânt. M-am apucat și eu de el. Ce faci ăla? Cuvinte. Măi, deci faci cuvinte, ai niște căsuțe goale și jos niște litere. Și tu trebuie să unești literele într-un bloc. Lasă-mă, nu, lasă-mă, nu, mă enervează. La... Vai, deci mi l-am pus și pe ăsta, Picnic cu Vânt, este tare rău de tot. Stai că intru acum să zic la ce nivel sunt, imediat, că m-am oprit acolo, am constatat că nu prea știu cuvinte. Da. Sunt la nivelul 21 și deja m-am enervat. Hai, vezi? Apucați-vă, băieți, de San Andreas, multiplayer, vă cumpărați mașini, case, dacă în viața reală e mai greu. Corect! Apa. Livi din Arad zice că eu joc FIFA 2017. Aia e, okay. Mai e 18, e mai frumos, dar mult mai... Lasă-te, bine! Da. Bine, mă joc Clash Royale și Roblox. Sunt Phineas. Salut, Phineas. Mai nu știu pe ăsta Clash Royale și... Mamă, deci Roblox. Am deschis Picnic cuvânt, am de făcut un cuvânt, fiți atenți. Din patru litere și am următoarele litere. U, R, S, T, E. Patru litere? Sau din cinci litere. A. U, R, S, T, E. Deci nu știu... Bine, hai să mergem mai departe. U, R, S, T, E. Să fac din cinci litere sau... Sărut! Băi, ești ne... S, R, U, T. Da, mă! Deci ăla din cinci, pe cuvântul meu, știi cât m-a închinuit? Deci nu mi-e da, și da, asta. E normal că tu nu te pricep nici în viața reală la săruți, de-aia nu ți-a trecut prin cap. Urât, nu merge. Ua. Și mai am unul din patru cuvinte. Lasă că-l fac după aia. Hai să mergem să vedem ce mai jucați voi. Into the Dead, Boom Beach, FS14 și Age of War 2. Nu l-am jucat, nu știu cum e. Fain, cred. Clash of Clans. Îmi omor timpul liber de aproape 3 ani. Ne-a zis... un băiat, că nu văd poza, da. Da, ci că Picnic cu Vânt, mai joacă cineva Picnic cu Vânt și Candy Crush și Mobile Legend Bang Bang. Picnic cu Vânt, mi-a zis trusă. Nu, era sărut, acum mai trebuie un cuvânt din patru. Deci, U, R, S, T, E. Deci din patru cuvinte, din patru litere, ajutați-mă. Ce mai joacă lumea? Ia să vedem. FIFA. Stai, că avem un mesaj aici. Top 11 2017, Sami din Timișoara. Ce mesaj avem? Bună, băieți, cred că atât de multă muzică e acoperirea faptului că vă jucați excesiv. Dimineața avea mai puțin timp, nu? Ai și tu mare, mare dreptate. Da, tură, da, ia da, să da, văd, da, tură, da, tură, tură. Fii atent că mi-a zis tură, T-U-R-Ă. Nu. Bine. Este tură, fii rar să fie, nu e tură. Cineva ne-a trimis o poză cu FIFA. Stai așa să fece topor. Văd acolo ce a echipă. Așa, ok. Sură, nu e sură. Striker, bine tu, okay. Mai lasă-mă bombă puțin că. Deci U, R, S, T, E. Îmi trebuie un cuvânt din patru litere și nu-mi iese, deci, U, R, S, T, E. Mi-a mai zis cineva, ci că nașpa. Am pus sărutul, am mers, gata, l-am făcut. Și mai trebuie încă un cuvânt tot așa? Da, deci fii atent, îmi trebuie un cuvânt din joc Picnic cuvânt ăsta. Deci din patru litere, un cuvânt. Literele sunt U, R, S, T, E. Deci nu toate, că sunt cinci litere, da? Să fac un cuvânt din patru, băi, deci nu-mi iese, nu mai pot. Nu mai pot, uite, îmi trimite cineva o poză, nu e. E tot FIFA 17, ce mai joacă ai noștri? Eu mă joc Sims, ne spune... Rută, nu zice... rută. Rută. R-U-T-E. Este, frate, nivelul următor. Mulțumesc din suflet, să trăiască. Toate colegul integramele pentru copii le-am dus capăt. Vai de mine, deci rute era. Hai că mă mai ajut după aia mai târziu, da? Nu te mai ajut. Ce jocuri se mai joacă? Hai să vedem. Cică nașpa, tură, sură, nașpa. Nu era niciunul dintre ele, era rută. Uite, ăsta e interesant. Dead by Daylight. Așa? Dead by Daylight. Nu știu jocul ăsta, cu ce e? Alin, care? Zine cu ce e jocul. Caius din Timișoara zice că joacă așa Rainbow Six, nu l-am jucat.
Și că multiplayer, gen Counter-Strike, tare, o să mi-l pun și eu, nu știam. GTA San Andreas, e tare GTA-ul, nu? Da. Am înțeles că acum trebuie să apară sau a apărut un GTA nou pentru PlayStation, cei interesați? Mahjong și biliard se joacă cineva. Deci fii atent că am următoarele litere. Fiți atenți, da? Ajutați-mă. 5 litere, da? Ce? Este T... Nu, este... 5 litere. Tunel, măie. Da, bravo, l-am făcut, am luat 5 bănuți de aur. Mulțumesc Metin frumos. Metin 2, zice Alex din Recaș. El asta se joacă. Eu te mă, eu joc în direct în loc să-mi văd de emisiune. Pe asta zic și eu. Ce se mai joacă, ia. Mai băieți, FIFA, PES, Top 11. Avakin Life. Nu știu de Avakin Life. Mișto. Dota 2, Diablo 3, blană! Ne place și Dota 2 și Diablo 3. Deci, oameni buni, în timpul acestei intervenții, da, vin 10 de mesaje cu jocuri. Deci toată lumea se joacă. Fiecare. Ai auzit, iubito? Toată lumea se joacă, nu doar eu. Așa că nu mai veni să-mi zici că mă joc toată ziua, da? Ia uite, cică, salut băieți. Sparg câte o bilă din când în când. Nu știu ce joc e ăsta. Cu sparg câte o bilă. Și se face mentolată sau la... Pe genul, doi copii numărau o bilă. Rainbow X Siege. Nu-l cunosc, pe ăsta n-am jucat niciodată. Doamne, mi le notez pe toate. Păi normal că salvăm mesajele. Vai de mine. 18 roți de oțel. Ce joc este, frate? Nu-l știu. Oh, cineva a trimis o poză. Cu ce? Cu biliard 8 pool pe miniclip. Excelent. Hai că... Vai, am jucat ani de zile. Auzi, eu nu, hai să luăm publicitate. Trebuie să intru pe Narcos. Bine. Că am trimis avionul cu marfă la băieți și trebuie să încasez niște bani, da? Ok, fii atent. Apropo de Narcos, fii atent. Da. Asculți Pro FM cu Pavel Onuca Escobar și Grig El Patron. Ce repede trece timpul, nu-i așa, colegi? Foarte repede. Da, ce să mai, la ora 5 după amiază, zicem, după o zi de muncă, ce repede sunt trece obosit, timpul. Sunt obosit, mă crezi? Te cred, bineînțeles. Hai să o lăsăm atunci pe Tatiana să vorbească și noi ne odihnim. Avem știri acum. Bun găsit! Bun găsit! Legea pensiilor se amână pentru anul viitor. Liderii coaliției de guvernare nu o pun în dezbatere parlamentară în acest an pentru că este un act normativ extrem de complicat și de stufos, spune președintele Senatului. Călin Popescu-Tăriceanu a precizat însă că punctul de pensie va crește la 1100 de lei începând cu 1 iulie 2018. Nici în ceea ce privește pilonul 2 de pensii nu s-a luat nicio decizie, mai anunță Tăriceanu. Iubitorii de carte își dau întâlnire săptămâna aceasta la Brașov. Salonul de carte Bookfest revine cu 10.000 de volume și o serie de manifestări culturale. Evenimentul va fi organizat în perioada 19-22 octombrie în aula Universității Transilvania. Printre invitații salonului de carte Bookfest se află și Mircea Cărtărescu, Gabriel Liceanu și Radu Paraschivescu. Dacia merge nesperat de bine în Europa. De la începutul anului, constructorul auto a livrat aproape 340.000 de mașini pe continent, cu peste 10% mai mult decât în aceeași perioadă din 2016. Grupul auto francez are o cotă de piață de 10%, fiind al treilea în Europa după Volkswagen și Peugeot Citroën. Donald Trump a ajuns în Germania, mai precis la Muzeul Figurilor de Ceară din Berlin. Conducerea muzeului a făcut un sondaj printre vizitatori pe care i-a rugat să spună ce personalitate ar vrea să vadă. Numele președintelui american a fost primul pe listă, așa că angajații au trecut la treabă. 16 oameni au lucrat timp de 4 luni la statuia de ceară a lui Donald Trump, care va fi prezentată publicului vineri pe 20 octombrie, anunță Digi24. FCSB a plecat în Israel fără Alibec și Pintili. Primul este exclus din lot, al doilea accidentat. Chiar și așa, vicecampionii știu că o victorie cu Hapoel Berșeva i-ar aduce cu un pas în primăvara europeană. Meciul este programat mâine de la ora 20. Vreme ca de vară, avem cu maxime azi de 29 de grade în dealurile de vest. Potrivit ANM la Constanța, sunt acum 20 de grade, în Brașov 23, la Pitești 24, în Timișoara 26, iar în capitala avem soare din plin și 28 de grade Celsius. 20. Ești bine cu Pro FM, Grig, și eu nu cremăm cu tine. Ai da, auzit, da? Grig? 28. 28 de grade! Pe 18 octombrie! Wow! Vara. O să mă duc la administrator să cer cheia de pe bloc. Mergem la piscină? Pe bloc. Oprești căldura, nu? Hai, dați! Grig și Onuc, la radio ca băieții. Grig și Onuc, la Pro FM. Ok, eu știu că tu știi că o vreau că doar pe că... a ta. Întrebarea mea că pentru... Știi, că știi, da. Pentru Ioana Ignat este: mama ta știe că tu știi că... Eu știu? Stai, nu, mama ta știe, Ioana Ignat, că tu știi că el știe, că ea știe că o vrea doar pe ei? Fii atent. E complicat. Știu că am încheiat tema cu jocurile, cea de ora trecută, dar okay. A scris cineva așa: Ionuc, nu e fără I. Ce Ionuc?
Mă cheamă O, fără I. Așa este, ce cu, ce ți-am zis? Că, ce? Probabil că e confuzia de la Greek și o, o. A, și Ionuc, și Ionuc sau Ionuț, fără, ți se zicea. Da, deci fără I, doar Onuc, da? Dacă vrei să te învăț să joci FIFA 18 pe PC, da, așa numai e bătaie. Știu niște trucuri foarte bune. Păi pe PC am jucat și eu, dar acum mi-am luat PlayStation. Îți dai seama, da, cum mă joc pe PlayStation. Și iubita mea a dat mesaj și a zis că ea se joacă Sims. Singură. Singură, păi doar nu că mă joc. Știți de ce joacă singură iubita lui Ionuc? Mă, ce glumă tare, fii atent, fii atent. Mare, zic, fii atent aici, uite-te în ochii mei. Știi de ce joacă iubita ta singură Sims? De ce? Fiindcă tu nu vrei să faci casă cu ea. Ba am da, Gric, asta. Ba da, fac. Că Sims este faci căsuțe și orașe. Fac, Gric, haide, ora asta avem muzică de la Dua Lipa, avem New Rules. Îmi place mie mult de tot French Montana, Unforgettable. Și Muramasa, Lovesy. Și asta e tare. Wow. Pam, pam, pam. Jason Derulo, Eric Iglesias, Nico and Vince. Super piese la Pro FM. Brace yourselves. Grig and Onuk are coming. Grig și Onuk la Pro FM. Hai să mai vorbim un pic despre jocuri și promit că închid cu jocurile. Iar, mă. Deci am găsit cea mai tare chestie. Uimitor, ce opțiune secretă au unele mașini. Din păcate nu este mașină mică, este mașină mare. Adică este dita mai camionul. Se numește Gazelle Next. Da? De la ce firmă e mașina? De la Gazelle, cred că. Sau de la Next, nu știu. Deci fiți atenți că rușii fac camioane. Vă vine să credeți, dar partea cea mai mișto este că atunci când ești șofer de camion, și șofer pe Mercedes. Nu știi melodia? A, da, eu aveam o melodie cu sunt șofer de camion. Camion și îmi place. Și îmi place că am bon ton. Măi, cum îl cheam? Stai, cred că și am melodia. Stai că zic imediat, da, camion, da? Ia. Yeah. Deci n-am. Hai, lasă. E o melodie frumoasă, minunată. Sunt șofer de camion, toată. E o chestie de genul ăsta. Deci fiți atenți, în bord există opțiune secretă la camioanele din Rusia. Tetris. Deci între kilometraj și turometru, pe cuvântul meu, la deci, volan? La volan. Deci între kilometraj și turometru ai un ecranel mic și ai opțiune secretă, apeși pe două butoane și ți se deschide un joculeț Tetris pe care poți să-l joci în timp ce te plictisești și conduci camionul pe autostradă. În România nu se poate juca fiindcă nu avem autostrăzi. Deci, pa. Și dat fiindcă este vorba de la un camion de la ruși, eu mă așteptam să poți să joci un shooter, ceva, Counter-Strike, să ai un AKM pe camion, să tragi cu el. Dar dăm voie, da, să te corectez. În România se poate juca Tetris și chiar foarte bine, pentru că neavând autostrăzi și fiind mare trafic, stai în loc și te joci Tetris. Corect, dar ocolești deci, gropile. Mai ales în București, ai dus capătul până ajungi acasă. Ca șoferul să acționeze, să acceseze opțiunea, în mod normal ai zice trebuie să oprească motorul. Nu, trebuie să pornească motorul. Apoi fii atent cum se accesează, că e meniu secret. După care trebuie să pui semnalul de direcție dreapta și lăsa să clipească de 3 ori înainte de a pune de 2 ori faza lungă. După care, pe cuvântul meu, deci așa se accesează, eu citesc de pe un site de auto. După care apeși pedala de frână de 5 ori, motorul trebuie turnat la 3000 de rotații pe minut câteva secunde și apoi mișcat comutatorul de contorizare stânga. Gata. Și apare un joc de Tetris, știi că ăsta e meniu secret. Buf! Și poți să-l joci. Ce model de mașină e asta? Îți mai zic o dată, fii atent la Gazelle, Gazelle Next. Mamă. Joci Tetris, camion. Stau aproape în loc, dar nu am Tetris. Trist. Ne-a trimis cineva o poză cu bordul. Cu bordul mașinii. Distanță, cursă 5500 de kilometri, timp de cursă 110 minute, viteză medie 50 de kilometri, consum de combustibil. Ah, la camion, păi bun. 1167,5 litri. Hai să facem următorul joc. Fiți atenți ce joc facem. Deci, avem WhatsApp 077-101-872 și acum, dat fiindcă este perioada de vârf de trafic, așa, aș vrea să ne spuneți cât consumă mașina voastră în traficul ăsta infernal la ora asta. Adică în bord, ce consum vă arată? Puteți să ne scrieți sau să ne trimiteți poză cu, pe WhatsApp. Cu bordul? Cu bordul mașinii și noi citim ca Carmen Hara, ghicim în ceasul tău de bord. Și ghicim și ce model de mașină aveți. Uite, ia, ghici ce mașină e asta. Este un camion. Asta e camion? Păi nu vezi că se vede care formă de camion acolo pe afișaj? N-ai văzut-o? Ba da, măi, așa e, bă, ce... Nu ești deloc atent. Ce atent ești, mă? Ne întoarcem imediat, Dua Lipa, New Rules, că tot v-am promis piesa asta și citim în bordul mașinii voastre. Deja au venit... Cât consumă la ora asta? Deja au venit 8, 9, 2, ai câte mesaje. 077-101-872, poză! Da, așteptăm!
Grig și Ionuc. Singurul serial în care la final toată lumea moare de râs. Grig și Ionuc la Pro FM. Cric și Ionuț. Da, si, senior. Așa ne-a zis cineva, Cric și Ionuț. Știi ce facem? Da. Acum suntem ghicitoarea Urania, care nu ghicește în mă scuzați, ghicește în pozele din bordul dumneavoastră. Da, ne-ați trimis la 0771872. Suntem curioși și la ora asta nebună de trafic, cât consumă mașina voastră? Cornel zice așa, 13 litri la 100 de kilometri. Și am făcut 2 km în 13 minute. Hai că am și eu o poză. Fine. O mașină cu, cu 35.000 de kilometri este... Aoleu, ai rezervorul aproape plin. Măi, dar de unde ai bani? 10,8 litri la 100 de kilometri. E, bun, și încerc să ghicești ce mașină este. Ia vezi. Cred că e o dubiță, nu-mi dau eu seama. Eu zic că e... Consumă cam puțin totuși, nu? 10 litri? Ăla este. 10 litri. Eu nu cred că există asemenea mașină să consume în București atât. Mai avem o mașină, asta este Audi, zic. Stai Audi? Să vedem cine ne-a trimis-o. Stai o secundă, îți zic imediat, ne-a trimis-o, nu se semnează. Îi scrie acolo Radio Pro FM. Radio, deci, Pro FM, 54 de kilometri la oră. Nebun! Cum demești tu cu viteza asta? Și avem așa. Doamne, câți kilometri are mașina? 236.000 de kilometri. Este luată din Germania, ți-a adus-o un băiat. La 175.000, zic eu. V-am zis că noi... Noi asta facem, ghicim acum în bordul vostru. Da, m-a speriat că noi asta facem, aducem mașini de dincolo. 9,2 litri la 100. A, consum bine, excelent, excelent. Uite aici, asta cred că e Dacia. 6,6 litri la 100 de kilometri. Ne-a scris Victor din București. Nu, Victor din București, eu cred că este un Ford. Să-mi zici dacă greșesc. A, fii atent că stai un Opel Astra H. Ce le știu. Opel, da. Are așa, 73,7 litri. A, nu, stai puțin, 6 litri la 100. Și următorul... Doamne, de unde aveți mașinile astea de consumat de puțin? Stai. Căutăm recordmenul. Cine este cel mai consumator? Cred că l-am găsit. Nu, cel mai puțin. 0,5 litri? Nu, e niciuna. Nu cred așa ceva. Asta zic și eu. Și e tot Opel. Exact de la. 6,1 litri la 100. Doamne, noi căutăm pe cei mai nefericiți. Cine consumă cel mai mult? Hai, poze din bord, da? Pe WhatsApp la 0771872 la Pro FM. Mm-hmm. Hai să mai citesc, să mai ghicesc. Ăsta este Fiat, zic eu. Ăla? Nu, ăla știi ce este? Cred că e Volkswagen. L-am citit eu mai devreme pe ăla. E Fiat, gri. Kilometri 6,3 litri. Nu se poate, deci eu protestez. Eu mă duc să-mi vând mașina. Păi la mine nu consumă nimic, deci e... Cică, eu n-am turometru și voi vreți consum, zice Alex. Ha. Să știi că așa este, are o mașină fără turometru. Da, ai jumate de rezervor, boss, și mergi cu 85 de kilometri. Unde alergi? Nu, aera temperatura. Are full rezervorul. Bogăție, belșug. Doamne! Bogăție și belșug este asta. Hai de mine. Hai, următorul, Mariusică, arată-ne. Nu te mai uita la pozele fetelor care trimit mesaje. E Mercedes. Mercedes, ia uite câtă sigla. Mercedes și nu prea vedem consumul, dar bine că ne-a arătat sigla. Poți să dai zoom, mă. Da, păi nu se înțelege la zoom. Fii atent, că ne-a zis am zis eu că este Ford, e Docker, 7,6 litri. Nu se poate, deci eu sunt foarte supărat acum. 7,8 litri. Nu se poate. Și asta e Fiat toată ziua. Ia să vedem voi cât mai consumați. Nu v-am întrebat și consumul de ulei la 100 se pune? Hai mă, lasă-mă acum cu consumul de ulei. Deci ăsta e Fiat 100%, consumă 7,8 litri la 100. Nu cred. Mai am unul de 10 litri la... Măi, oameni buni, dar nu e mai aglomerat? Ci că așa e în Brașov, 10 litri la 100. E ok. Cică, ei, asta îmi place cel mai mult. Consum 1 litru ulei motor, palincă pe zi și 2-3 litri de benzină. Bere Guinness pe zi, Lucian din Bacău. Îți mulțumim, Lucian. Avem o poză cu un ochi de-a lui care nu este cel vânăt. Cu o sticlă de palincă și o bere, jur. Da. Doamne. Am mai primit o pozică, zice 2,6, am văzut eu bine. Doi? Cum să consumă 2,6, mă? E un pic blurată. 11,2 litri, bun. 3. Vreau 3 să litri. Văd, măi, cine consumă cel mai mult? Păi nu mai mă lasă, cel mai puțin, ce vrei tu mai mult? Eu vreau mult, vreau campionul care are consum... Doamne, câte mesaje sunt, Dumnezeule! Păi stai să mai luăm o pauză, că sunt multe rău. Luăm o pauză, da, și fiți atenți că noi ghicim, ghicim și vârsta mașinii. Uitându-ne, e Ford. Ce ghicim fain. Vârsta mașinii uitându-ne în bordul vostru. Și cât consumă, suntem curioși, da? Bine, mă, hai, ghicim imediat. Rămâneți! Grig și Ionuc, singurul serial pe care nu-l iei de pe torente. Trail, am ascultat Girl, Please! Trail. Ce vai, stai așa să ne cerem scuze dinainte, că n-o să apucăm să ne uităm la toate pozele. Da.
pentru că au venit de mii de poze. Grig, și vă mulțumim. Grig și Onuc suntem la Pro FM după masa, este... Ce? Ce s-a întâmplat? Grig și Onuc, and Onuc, este și pagina noastră de Facebook. Vai ce m-am speriat. Gr... Să dați like acolo. Explică și tu așa, gr, e, e, g. Spațiu. Nu, coadă de ce aia îmbărligată, nu e coadă de maimuțe, e mai and. Așa. Onuc, da? Da. Măi, noi am zis că ghicim în bordul mașinilor voastre. Mai întâi de toate vreau să ne ofticați cu consumul. Eu până acum sunt ofticat. Așa? Și am primit o poză care este o, o combină pe câmp. Ce tare, amuzant. Foarte tare. Ce tare. Are niște afișaje combina asta, niște LCD-uri pe bord. Stați că vă zic și cum se numește. Se numește New Holland. Da, întrebarea știi care e? Cât cum ascultă el Pro FM acolo? Are, are radio, are de toate în combinare și aer condiționat. Și că consumă în jur de 20%! Adică așa dacă plimbi o fată în combină, se combină? Corect. La consumul ăsta, sigur, zice că ești bogat. Ce mai e tractor, Grig, e tractor, uite. Tractor, corect. Tot aia, e bine și așa. Deci cu aia oricum combini fete, pentru că e mai scump decât orice mașină mică. Am văzut un bord de mașină, 5,7%, încerc să ghicesc. Eu cred că este o Skoda sau Volkswagen, tot aia. Vai, vai, vai. Bun, cine mai trimite? Marius din Cornetul. Să ne trimiteți și cum vă cheamă, Grig. Ca să vă spunem. Grig. Vai, ce afișaj are, ce mașină e aia? Nu știu, dar tu vezi că consumă 40 de litri. Nu te cred, jur. Stai 40, vine acolo să văd. 40 de litri la 100 de kilometri. Păi stai. E... Are 17.299 de kilometri, fiindcă la consumul ăla nu-ți permis să faci mai mult și cred că este un Lamborghini. Deci are un Ford, s-a terminat șmecherie. Are un afișaj. Zic că e un Porsche. Porsche? Nu știu. Uite, să o mașină. Ne zici acum să nu... O mașină din popor, 11,41 litri. Scania. Ce e Scania? Mașina aia, doamne, este camion. Vai, deci cred V8. Că e șmecher. Trimite-ne și o poză cu camionul așa cu din totul, afară. Cu totul, te rog frumos, să-l vedem și noi. Dacă noi am crezut că e Porsche și Lamborghini... Mai avem o mașinuță aici simpatică, consumă 1,8 litri la 100, iar după poză eu cred că este Skoda. Skoda, boss. Am zis și eu, da? Sigur este Skoda. Altcineva din Cluj, ăsta e... Doamne, câte mesaje avem. Da, ăsta e Fiat, da? Garantat e Fiat și consumă 5,5. 5,5? Subțire. Dan din Războin este cel mai mare agricultor, este băiatul cu tractorul de mai devreme de pe câmp. Mm-hmm. Vin mesaje. Cum vă cheamă? Spuneți cum vă cheamă, ca noi după aia să spunem, salutăm, să vă și salutăm așa frumos. Okay. Am un bord de mașină, este atât de urât bordul ăsta, imaginați-vă, este pătrat cu niște ceasuri și consumă, măi, cât consumă? Are 300 de... Aoleu, 300 de litri rezervorul! Și consumă, nu zice cât consumă. Pe cuvânt. De litri. Are 627.000. Gata, știu ce este, e un camion. Sigur, dar nu zice cât consumă la 100, nu-mi dau seama. Semnați-vă, vă rog, ca să mă contraziceți. E bine să... Andrei din Turda. Hai să-l vedem pe Andrei. Andrei din Turda este cel cu bordul urât. Cât consumă? Deci știi că mai devreme am zis că o mașină consumă... 38 de litri la 100. Grig. Am zis mai devreme de una care consumă 2,83. Știi? Mai devreme am zis de o mașină. Și asta nu e adevărat. Consumul e real. Poza e pe... De ce pe centura Bucureștiului. Dar ce mașină e aia de consumat de puțin? Sigur nu te-a lovit ceva din spate și merge așa din inerție? Încă cineva, Dragoș din Constanța, ascultă Pro FM, se vede în bordul mașinii, consumă 11,2. Nu mai gata, 11. N-avem în afară. Stop! De... Grig, tu cât consumi? Tata cât consumă? Eu 18. Benzină, pe cuvântul meu. Asta e Mercedes toată ziua. Nu, este BMW-ul ăla nou. BMW-ul ăla nou? Cât consumă? Consumă 19,7 litri. Este mașina mea, mulțumesc frumos. Numai că a mea e nouă, e veche. Dacă stă în loc, 19,7. Dacă accelerezi și oprești casetofonul, se aude cum curge benzina. Gata, am ghicit în bordul mașinilor voastre, foarte frumoase. Știi la ce nu m-am uitat? La câți kilometri au românii cu mașinile lor? Ia să vedem. Hai că nu uităm, uite, 160.000 văd aici la consum. Nu consum, măi, câți kilometri are mașinuța? Cornelia din București. Alin, are... băiatul cel mai fin. Uite BMW-ul cât consumă, mâncat. 86.000 de kilometri are mașinuța asta. Băi, băiatule, ascultă-mă aici. 29,7 litri. Wow. Deci atât, asta cred că este BMW mașina. Deci 29,7 litri atât consumă? Doamne, și păzește. Gata, Alin, ești ascultătorul cel mai fin și cel mai campion. L-am găsit, deci mașina mică nu combină. 40. Cred că este BMW, să-mi spună Alin dacă e așa. 29,7 litri la 100. Mamă. Alin, dar tu ai bani și de benzinărie? Cred că ai benzinărie acasă, adică...
Nu? Dacă nu, sigur ai nevoie. Bine, hai că în 7 minute vin știrile aduse de Tatiana. Corect. Alin e un băiat fin și are un BMW care te poartă lin. Că nu știu ce să zic. Dar vine, consumă nu puțin. Vine Tatiana cu știrile după fix. L-avem și pe Unguru Bulan la Grig Show nou. Asculți Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron. Ora 6. Ora 6. Te zic ora 6, da, fiindcă ne pregătim ora asta cu Ungurul Bulan să ne întâlnim, dar până atunci cu Tatiana Hagiescu, care nu este din... Sunt de la mine de acasă. Este din Ploiești. Este. Deci nu e rudă cu Hagi. Nu este rudă cu Hagi, nici cu Hagi. Mai am și Unescu, nu. Bine. Bun găsit. Bun găsit la știri. Medicii și asistentele ies mâine în stradă. 8.000 de reprezentanți ai Federației Sanitas sunt așteptați în fața guvernului. Azi au fost negocieri la sediul executivului. Sindicaliștii au primit promisiunea că legea salarizării ar putea fi modificată. Noua formulă ar urma să stabilească salarii diferențiate în funcție de specializările medicale, iar sporurile ar putea să dispară pentru că vor fi incluse în salariu. Banca Mondială ne dă bani ca să construim autostrada Ploiești-Brașov. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Ionuț Mișa. El spune că a discutat la Washington cu vicepreședintele Băncii Mondiale. Acesta și-a declarat sprijinul, urmând să demareze deja prima misiune tehnică la finalul lunii. Victor Rebenciuc a fost decorat de președintele Klaus Iohannis. Actorul în vârstă de 84 de ani a primit la Palatul Cotroceni Ordinul Steaua României în rang de cavaler. În peste 60 de ani de activitate, Victor Rebenciuc a avut roluri memorabile, atât în teatru cât și în film. Este actor la Teatrul Bulandra din București din anul 1957, dar a jucat și pe scena Teatrului Național și a Teatrului Mic. Nu mai putem ajunge cu mașina în Milano. Primăria de acolo a interzis temporar circulația prin oraș a vehiculelor cu motoare diesel din clasele Euro 3 și 4. Temperaturile ridicate din nordul Italiei și absența ploilor au dus la creșterea nivelului de poluare. Pentru a o combate, primăria a propus și ca încălzirea locuințelor să înceapă mai târziu și a interzis grătarele, inclusiv cele făcute acasă. Echipa națională de fotbal negociază un meci amical cu una dintre marile forțe ale Europei la doar câteva zile după partida contra Turciei de luna viitoare. Selecționata pregătită de Cosmin Contra va întâlni la 13 noiembrie Olanda pe arena națională. La fel ca naționala României, olandezii au ratat calificarea la mondialul de anul viitor. Au terminat doar pe locul al treilea în grupa A, după Franța și Suedia, care va juca un baraj cu Italia. Vremea se menține și mâine mult mai caldă decât ar fi normal. Vom avea maxime între 21 și 27 de grade. Dimineața va fi ceață în zonele joase din centru, sud și est. Potrivit ANM, la Constanța sunt acum 19 grade, în Brașov 21, în capitală și în Bacău 22, la Târgoviște 23, iar în Arad 24. Ești bine cu Pro FM, Grig, și eu nu rămân cu tine. Da. Da, la radio ca băieți. Mulțumim, Tatiana, ne auzim mâine. Cam astea au fost știrile, Grig. Ne auzim mâine, cam astea au fost știrile cu Tatiana. Mâine noi rămânem aici până la 7. Bine, pa. Grig și Ionuc la radio ca băieții. Ionuc la Pro FM. Da, ce a zis? Destinul mamii sau stilul mamii? Că nu ești prea bine, am înțeles. Mami, ești bine, mami. Zic, da. Suntem bine cu Pro FM ora asta la Grig și Onuc. Mulțumim pentru frumoasele poze cu bordul mașinilor. Trebuie să ne alegem așa, la întâmplare, o mașină, să spunem când ne plimbați și pe noi, nu? Da, vrem poze și cu borduri. Lasă mai fără borduri. No? Ora asta cu Unguru Bulan, prietenul nostru, cu Grig și Onuc, dar și cu Exo Lingrosso, More Than You Know. Mihail, who you are? Showtime stranger. Hai, ce bine cântăm. Da. Cântăm și Ina Ruleta. Și tot așa până la 7 împreună la Pro FM ca băieții. Grig și Onuc, singurul serial în care la final toată lumea moare de râs. Nu vă supărați, aveți 2 minute să vorbim despre domnul nostru Unguru Bulan? Nem. Ești la Grig și Onuc cu Unguru Bulan, trimisul nostru special. După pălincă. Cu biștoșință. Numai la Pro FM. Cu bișto, așa cu biștoșință. Cum se zice, da? Am vorbit mai devreme despre când ne consumăm mașinile. Corect. Ce avem acolo în bord, așa? Iar acum, ia să vedem cât consumă cea mai celebră mașină din România, cu numărul de celebră... vedetă, putem să zicem mai bine, mașina vedetă cu numărul de matriculare Maramureș 07 FRÂ.
Fără ță. A, există ță. Mulțumesc, domnilor. Adică trabantul frățică și lungru. Este, da, salutare. Da, da, vă mulțumesc pentru compliment, dar să știți că eu aș formula cel mai celebru coteț din România. Coteț? Dar de ce? Coteț, coteț, coteț de zei. Gric, nu coteț, coteț. Coteț, așa. Coteț, da. Da. Dați-mi voie, înainte să încep, să vă spun că a avea trabant în România și altul, oriunde altundeva în lume, este un feeling unic. Noi, trabantiștii, când ne vedem pe drum, da, ne plițuim, aproape că scoatem mâna pe geam și batem palma, după bate-ți care 5. Ne fotografiem și ne dăm hashtag-ul MeToo, care e acum la hotă zilele astea. Noi l-am inventat. Da, 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 da. Deci, asta vrea să spună într-un fel, doamne, te simt, și eu am trabant, și eu stau așa ca tine. Da, trabi. Deci, cum zic? Trabi, vă amintați. Trabi, trabi, este. Este. Da, înainte să povestim despre consum, despre consum, așa, vreau să vă spun că trabantul nostru, a meu și al Ungru, este el pe aici, o să vă zic și el două cuvinte. Okay. Nu știu dacă voi vă imaginați cum se merge trabantul. Nu. Cu păcură, domne, cu păcură. Eu mă gândeam că merge cu spirit Mona. Spiritul Mona îl folosim numai când îi dăm nosul. Am înțeles. Are și nas. În bandă, când trebuie să-i dai nosul, când ai apăsat pe buton, ca nici porțit. Când ai apăsat spiritul sau pălinca. Ăla-i baza. Pe buton sau pe dop? Topul trebuie desfăcut un pic să ia taburul de alcool. Am înțeles. Deci, e un fel de... Păcurea asta e un fel de GPL pentru diesel, cum ar veni. Îl avem în custodie comună. Și să vă spunem, de exemplu, ungur, uite că e cofir, să vă spunem cât consumă. Hai, ungure! Ungure! Da, serus, salut, salut! Ciao! Dom'le, nu știu ce să vă spun. Nu, noi nu știm cât consumă la 100 de kilometri, că noi n-am mers niciodată 100 de kilometri cu el. Noi n-am putut măsura niciodată. Știm, în schimb, cât consumă la relantii, pe loc. Cât? Pe loc consumă cam cât o lampă de aia, de petrol. cum aveau bunicii noștri mai de mult. Da, da, de altfel, da, da, da. Trabantul, dacă vă interesează, consumă a nostru cel puțin, consumă mai mult caloriile noastre decât combustibil, că noi mai tot timpul împingem. Mașina aia așa se deplasează. E mișto o mașină care consumă calorii, jur. Chiar da. Da, da, da. Uite, nu m-am gândit niciodată la asta. Sigur. Și vă spun, eu am primit o felul de complimente. Cel mai frumos a fost când mi-a zis o babă că e cea mai lungă mașină din lume. Că mașina are 1,5 metri și 7 metri după mine e fumul. Vai, dar ce mai lungă ca orice limuzină. Am înțeles, ți-ai luat limuzină de ce? Păi ai 7 metri fum în spate. Bun, asta o să o notez. Bineînțeles. Și stau să vă zic, eu vă zic acum, deci tine asta când o pornim, deci nu cred că vă puteți imagina ce se întâmplă la noi în curte. Mm. Oamenii de pe stradă ne spun nouă, familiei de la casa aia, uite, sunt băieții de la casa Copsa Mică. Că trebuie negri la poartă, pe poartă. Păi dimineața trebuie să suntem numai funindine. Bună treabă. Vizual, da, mi se pare fain. Odată m-au contactat niște indieni, că au crezut că dau semnale cu fum. Au zis, le răși lor, cum a făcut norul ăla nuclear? Au crezut că ce robâri se întâmplă acolo. Vai de mine. Dar iar asta... să știți că e mult mai fain. Mult mai fain să ai un trabant decât o Dacie. De exemplu, puscătorile alea de Dacie vechi, știți, zice, zice, le-au pus încălzire în parbriză, în luneta, din spate. De ce? Și zice, la Daciile alea. De ce? Ca să nu fie frig iarna când o împins, să nu fie frig la mâini. Uite, la asta nu m-am gândit, da, bună, bună. Mult mai tare trabantul, vă rog frumos. Doamne, da. No, v-am mulțumit pentru telefon, mai vreau să vă zic o întâmplare, ca să vedeți cât e fain să ai trabant. Într-o zi am venit de la muncă fără trabant, l-am lăsat la lucru. S-a zis copilul, nene, la ce ați venit acasă pe jos? I-am zis, pentru că mă grăbeam, copile. Vai de mine. Dar e haios copilul ăsta, adică, da, nu? Este, este. Da, e pe aici, pe undeva, pe aici. Doamne.
Ia uite. Du-te copile, măi, e intrisitul, du-te, hai. Da, la o plecă, nu, astăzi mergi la ta. Ok, mersi, ungule, mersi, da, frățică. Ne auzi mâine, toate bune. Să vă salut cum ne salutăm noi, travantici, dai fum. Dai fum. Aoleu, dai fum. Doamne. Nu dai pedală, dai fum. Bună asta. Noi n-avem pedală. La Gris Ionuc. Vistos. În timpul acestei transmisiuni niciun copil nu a fost rănit. Recunosc. Gric și Onuc, la Pro FM. La Pro FM, 8:37. Corect, da, ce ai? Care mai este? 7 fără 20. Bine, mă, 7 fără 20 atunci, așa. Seara. Mai ții minte știrile noastre inutile din când în când? Frumoase, da. Da, frumoase că sunt inutile, nu interesează pe nimeni, dar sunt mișto. Uite, de exemplu, în Washington. Washington? Nu, Washington, dar e bun și în Washington. De exemplu, în... Hai că mi-ai dat o idee, fii atent, cu legătorii de mere din vas, din vasului. Din ai legături în vas? Grig, vrei să ne spui ceva? Stai. Cu legătorii, cu legătorii de mere din Washington vor fi înlocuiți în curând de roboți. Nașpa. De ce? Păi... Cum? Da, eu zic că iau să țină maxim o lună, pentru că atunci la masă când bag o pălincuță înainte sau... Cu legătorii de pâine din vasului, ceva, în schimb... Ruginesc. Nu ruginesc, ăia cu legătorii de prune din vasului sigur se transformă în robot după ce își alimentează și ei bateriile. Corect. Asta da, da, înțelegi? Corect. Mai am una. Zi. Ci că un cuplu s-a luat la bătaie... Lângă, da, cuplu, mă, un el și-o ia. Așa, s-au luat la bătaie astea. Da, lângă scara de urcare în avion. Pentru că? Pentru că nu contează, s-au certat oamenii. Și au zis, hai să ne batem. Deci, cu alte cuvinte, eu sunt curios FIFA, care... FIFA, ai zis că e FIFA, eu nu? Eu sunt curios, ea sau el și-a că am luat zborul în final? Cine a aterizat? De pe și scară. Unde? Exact. Și până la urmă, el sau ea care a plecat, a plecat cu ce? Cu trenul? De aterizare? Sau adică... pe josul. Oricum, este foarte neplăcut să te cerți pe pistă și pe o pistă. Așa e, sau pentru... pistă. O bătrână de 78 de ani, următoarea știre, este acuzată că a furat o sticlă de detergent de vase de la o vecină în vârstă de cât crezi? Detergentul? Câți ani avea? Nu, mă, vecina. Nu! No! Deci, o vecină... Hai mă să zic. Deci o 78 de ani a furat de la o vecină în vârstă de 93 de ani. Costurile procesului cam 500 de sticle de detergent de vase. Atât a ajuns procesul. Avocați, alea. Întrebarea mea este, doamna de 93 de ani, cum deși a amintit că ea avea de fapt detergent de vase în casă? Știa că primește detergentul sau îl dă? Când s-a trezit la tribunal, a fost dată în judecată sau a dat în judecată? Mă, dacă a costat procesul 500 de sticle de detergent de vase, deci în bani, da? Nu era mai simplu ca vecina de 78 să fure de la puștoaica de 93? Direct un set de farfurii curate? Corect, și scăpau de proces, detergent și așa mai departe. Uite, vezi ce exact. Idee bună ai avut? Bravo! Adică mie nu mi se pare foarte fairy așa să faci atâta acțiune în instanță, înțelegi? Mai ales dacă e vorba de un furt pur. Deci încă o dată. Deci mie nu mi se pare foarte fairy să faci atâta acțiune în instanță, mai ales dacă e vorba de un furt pur. Așa cum bagă jingle. Trei reclame. Grig a primit bani de la Fairy Pur și taci, acțion. Mă, nu mai zic. Grig și Onuc la Radio Ca Băieții. Tare piesa asta lui Mihail. Mie îmi place chiar mai mult decât mă ucide ea. Ui, oare am ascultat la Pro FM. E 7 fără 10. A, da, asta nu e piesa Mă ucide ea? Nu, e Who You Are. Dar ce seamănă, numai că e în engleză. Da, exact. Mihail, prietenul nostru. L-am avut de multe ori invitat în emisiune și îl mai așteptăm. Am și făcut mai la avem. Un moment dat și un karaoke în mașină cu el și a ieșit tare, foarte bine. Tare. A, cu Grișo, nu te auzi din nou mâine. Mâine este joi, mai aproape de weekend. Și? Și? De la 4, da. Virgil aia. După 7 cu Pro FM Party Mix. Seară faină, pa! Asculți Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron.